Superliga vă este oferită de Superbet. Bun găsit, prieteni! Sunt Bogdan Cosmescu și la această oră vă invit să urmărim împreună ultimul meci al sezonului regular, meciul cu numărul 240 în acest campionat, care se joacă la Galați între două vecine de clasament, un derby al Moldovei, unde a revenit în România. Atenție la această fază! Șut cu pământul și Pap gafează, are noroc în fața lui Betaieb. Pap este un portar care uneori prinde meciuri în care îi exasperează prin parade pe adversari, alteori face greșeli importante acasă. Totuși n-a profitat de acest lucru, vă spuneam, cea mai slabă formație din Superliga în ceea ce privește... Se dă penalti. Ioana Demetrescu dă penalti la această centrare a lui Martac. Nu sunt convins, să așteptăm varul. Hai să vedem ce e aici. Da, da, este. A văzut bine, minge atins clar cu mâna. Greșeală importantă a lui Samuel Teleș. Mai întrebai dacă este în careu. E în careu și este penalti pentru Poliaș. Va executa Roman. Pap a mai apărat penaltiuri în carieră. Singura întrebare e dacă e în careu. Cred că s-a confirmat, cred că varul i-a confirmat arbitrei faptul că e în suprafața de pedeapsă acel hands. Roman față în față cu Pap. Roman, impecabil, pe centru, sus, 1-0 pentru Ieșeni. Iașul a câștigat 3 meciuri afară. Iașul a reușit să le învingă în deplasare pe Farul, pe Uclu și pe Voluntari. Dar, pe de altă parte, sunt 8 meciuri în deplasare de când n-am mai câștigat, perioada în care a obținut 4 puncte cu Dinamo, cu Hermannstadt, cu CSU Universitatea Craiova și cu FCU Craiova. Deanu are 6, Lung și Florin Ilie au câte 3. Spun asta pentru că faultul făcut de Bordeanu a fost la limita cartonașului galben, mare ocazie! Execută foarte bine Cisotti, luptat de cap al lui Pop, se duce alături. Pop este cel care a luat, nu Jelev. Iată-l pe Pop. Oh, are emoții și la această minge Pop. Centrarea n-arată rău, bara lui Abre. Are și puțin ghinion aici echipa gălățeană. Nu-mi dau seama când a fluierat Demetrescu fault. Aici s-a fi dat fault? Nu, aici cred. La această talpă a lui Sise. Bate Cisotti. Italianul care, înainte de a veni la Oțelul, a jucat în Malta. Bună deviere și paradă formidabilă a lui Lung la lupta de cap expediată de Jonathan Sise. A doua mare ocazie pentru Oțelul. Frumoasă cu balonul adus la Malé. Centrarea lui Malé
și dacă nu este offside, este golul lui Cisotti. 1-1, Cisotti înscrie după un balon deviat de Pop. Să așteptăm să verificăm VAR. Al șaptelea gol pentru Cisotti. Aici nu e. Aici, nici aici nu cred că este. Cred că este în spatele mingii. Cred că este regulamentar golul. Foarte bună centrarea lui Malek. N-a fost Pop, ci tot Masiel cel care a lovit mingea prost. E clar că Masiel nu dă bine cu capul. În condițiile astea, la acest scor, partida prima din play-out se joacă la Galați.